Este ora 7 și un sfert într-o joi seară la RFI. Ca de obicei, ascultați emisiunea ce se cheamă Punerea pe gânduri și ca de obicei, în fiecare săptămână discutăm despre tema din dosarul Dilemei Vechi. Revista a apărut astăzi, o găsiți la Chioșcurile de Ziare. Dacă nu aveți timp sau chef să treceți pe la Chioșcurile de Ziare, vă recomand să vă faceți abonament pe dilemaveche.ro. Acolo găsiți conținutul întregului dosar și, bineînțeles, conținutul întregii reviste. Alături de noi, în această seară, avem pe coordonatorul dosarului, ca în fiecare săptămână, invitatul permanent al emisiunii de data aceasta, redactorul șef Mircea Vasilescu. Bună seara! Bună seara! Și pe Oana Popescu, care a revenit la scurt timp la noi în studio, după ce am făcut un maraton ieri în matinal despre alegerile din Statele Unite. Astăzi vorbim despre tema din dosar, nu vă dezvălui încă, dar bună seara, Oana! Bună dimineața, era să zic, bună dar dimineața, bună da, seara! că era în obișnuință. Am să ocup, sper eu, nu mai mult de jumătate de minut, în deschiderea acestei emisiuni cu o poveste personală care se potrivește înainte să vă dezvălui tema din dosar. În urmă cu mai mulți ani de zile, în vremea de tristă amintirea guvernului Năstase, lucram la radioul public și m-am supărat dintr-un motiv oarecare. Și a fost singura dată în viața mea când l-am rugat pe tatăl meu să-mi pună o pilă la un job. Tata s-a executat la momentul respectiv și mi-a zis că mă trimite la un prieten de lui care lucrează în diplomație. Diplomația respectivă m-a dus undeva într-un bloc, nu pot să spun unde, în București, nici numărul, nici scara, nici apartamentul, unde l-am întâlnit pe un domn care vorbea extrem de înșoaptă și care stătea într-un apartament amenajat drept un birou, dar era foarte singur. Și uh, ce s-a întâmplat după aceea, am uh, spus, am promis atunci că nu voi dezvălui, cert e că oferta am refuzat-o, dintr-un motiv pe care îl vom dezbate în această emisiune, dar ajunsesem să dau niște teste pentru exact titlul dosarului din această săptămână din Dilema Veche. Meseria de spion. Am refuzat-o, dovadă că stau aici în studio uh, și, cum spuneam, motivul îl voi dezvălui puțin mai încolo, dar aceasta este tema pe care vorbim în această seară ce înseamnă să fii spion, cum ajungi să te faci spion și ce presupune, de fapt, meseria dincolo de clișeele pe care le vedem în filme și la televizor. Și întrebarea de deschidere în fiecare joi seară este... De ce vorbim despre acest subiect? De ce este el în actualitate? Știu că piciul de obicei se face unui redactor șef, acum încercăm să schimbăm rolurile, <cute> să facem din ascultătorii noștri redactor șef, iar autorul să facă pici pentru această temă. Eu nu știu dacă subiectul e în actualitate. Din potrivă, cred că nu se vorbește uh, despre acest subiect sau se vorbește în alte feluri decât acela la care m-am gândit eu. Pe scurt, <coughs> am avut niște dileme când m-am gândit că ar merita să fac un asemenea dosar. Uh, una este tocmai asta, tocmai constatarea că în spațiul public s-a mai vorbit despre fosta securitate, despre chestii mai mult sau mai puțin senzaționale, uh, și cam atât, atunci când vine vorba de serviciile de informație, evident. Cel puțin povestea cu fosta securitate, că sunt aceiași oameni și fac aceleași lucruri, s-a tot repetat, din când în când se mai spune asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, mi-a mai pus o întrebare, pornind de la chestiunea asta cu fosta securitate a lui Ceaușescu și cu aceleași. De fapt, România acum e în NATO și în Uniunea Europeană, dar în primul rând în NATO, pentru că acolo e partea cu informațiile, apărarea, siguranța națională și așa mai departe. E, în filmele americane, noi vedem, sau britanice, vedem că spionii, agenții CIA, FBI sau ce or mai fie ei, sunt the good guys. Mai vedem că, sau citim, prin, vedem la știri, că un cetățean american, dacă observă ceva suspect, necurat, știu eu ce, imediat sună la FBI sau sună la organismele statului care se ocupă cu asta. E o reflexie, e, o... e normal să faci așa. Ori, noi acum fiind aliați cu The Good Guys, ori nu știm nimic despre oamenii ăștia, ori știm chestiunile astea curente, că sunt foștii securiști, că nu se știe ce fac, că fac niște chestii dubioase și așa mai departe. E, pornind de la aceste constatări foarte simple, m-am gândit că ar fi bine totuși să înțelegem cea mai mult despre acești oameni și despre meseria lor. Sigur că uh, serviciul de informație externe, de pildă, ca și alte servicii de acest gen din lume, uh, nu pot să-și trimită în fiecare seară oameni la televizor să vorbească despre ceea ce fac. E stupid, e, nu se poate imagina așa <laughs> ar fi, ceva. Ar fi puțin contraproductiv. Exact. Uh, e limpede că ei nu pot vorbi în public uh, și nimeni nu poate vorbi în public concret, cu exemple despre ce fac ei. Nici nu aveam nicio intenție să obțin cine știe ce chestii senzaționale. Dincolo de faptul că ăsta nu e profilul revistei. Nu, nu, da, evident, nu e profilul revistei. Am vrut să înțeleg mai multe și să-i fac pe cititor să înțeleagă mai multe despre aspectele umane, intelectuale, culturale, pentru că astea sunt importante în meseria asta. Și să propun o. O să zic un pic de reflexie normală asupra unii, unor instituții și unor oameni de acest gen, care fac ceea ce fac în toate țările astfel de servicii. Ce fac concret spionii în uh, activitatea lor? Hai să încercăm să. Bine, nu o să dăm exemple, Oana Popescu, dar uh, cam care ar fi direcția în care se, se duce activitatea lor și de ce sunt ei, în fond și la urma urmei, utili. Mai ales că, uite, chiar e. Uh, un context de întrebare oferit chiar de Mircea Vasilescu. Acum suntem în NATO, suntem cu toții, suntem în Uniunea Europeană, suntem aliați, suntem frați. Adică suntem sunte -ne partea de partea bună de a baricadei, cum exact, spune. -o. Exact. exact. La, ne mai trebuie și dacă da, la ce folosesc ei? Ne mai trebuie. Acum există două direcții. Prima este cea internă. Noi avem oricum un număr exagerat de, de servicii de informații. O, nici nu mai știu câte sunt, le-am le pierdut și clar. Hai să încercăm să le numim. sri SIE, SRI, SIE, 2 și un sfert, DGIPI, uh, DGIPI DGIA, de, deci Direcția de Direcția Armatei, Armatei, de Informații, STS. Așa? Uh, Eu mai multe nu știu. Astea sunt. Mai, mai, sunt. Un, mai era unul la Ministerul Justiției cândva, dar nu știu dacă mai este. S-a de da. un dat, desfințat, desfințat în, în, da, în când era Monica în Macovei. Exact. Da, Sunt, sunt multe, scuză-mă, sunt multe, dar dacă ne uităm, nu știu, în Statele Unite, găsim tot atâtea sau chiar mai multe. Bineînțeles, felul... bineînțeles. Bom. Acum, pe dimensiunea internă, cred că sunt în continuare probleme atât de percepție cât și reale. Din multe puncte de vedere, așa cum să zic, încercând să, să ignor pe cât posibil folclorul ăla care spune că ne ascultă telefoanele la toți și așa, sunt convinsă ar, fi, ar, ar însemna să fie mult prea eficiente ca să poată să facă chestia asta. Am un dubiu. Deci cred, sincer, acum cu, cu tot respectul pentru uh, oamenii care sunt și sunt mulți profesioniști în, în domeniu, uh, cred că îi suspectăm pe mulți de mai multă inteligență decât e cazul. Uh, și există în continuare, uh, din, din păcate, există și acea categorie care are aceleași bâlbe pe care le are orice instituție românească în dulcele stil clasic. Pe de altă parte, însă, și asta se întâmplă atât în plan intern cât și în plan extern. România stă foarte bine și suntem extrem de buni pe latura asta. De ce avem nevoie? Păi avem nevoie în, în ce privește planul intern. Pentru că uh, sunt extrem de multe lucruri care țin de infracționalitate, de criminalitate, de terorism, de orice fel de trafic, de uh, activități care țin de clima organizată, de pildă, unde nu este suficientă poliția, unde nu este treaba poliției să uh, facă acel tip de investigații și... Uh, de la traficul de persoane până la uh, cel de droguri și până la uh, începutul anilor 90, când destul de puțină lume știe că a existat uh, o, o mișcare foarte agresivă din afară în acea perioadă tulbure în care lucrurile nu erau foarte bine așezate la noi. Diversele tipuri de mafii din zonă, și slavă Domnului, suntem într-o zonă bogată, cu mafia ucraineană, cu mafia rusească, cu mafia bulgărească, deci e de unde. A existat o mișcare destul de agresivă de instalare și în țara noastră, foarte bine respinsă de serviciile de la acea vreme și, din fericire, chiar dacă moștenirea. E să spunem de tristă amintire, partea de profesionalism s-a păstrat într-o foarte mare măsură până în ziua de azi. Dincolo, pe partea de spionaj extern, iar aici, poate mai mult decât pe zona internă unde cred că avem motive în continuare să fim vigilenți, nu neapărat suspicioși, nu știu eu, să respingem acest tip de activitate în niciun caz, dar vigilenți e bine să fim întotdeauna. Uh, în schimb, pe partea externă, cred că e nevoie de o reabilitare masivă a, a meseriei. Sigur că suntem de partea the good guys, dar lumea e plină de bad guys. Uh, de cele mai multe ori, de pildă, e, sunt, sunt canale diplomatice care nu pot fi deschise, sunt așa numitele state paria cum este în momentul de față Iranul, cum este Siria, actualul regim încă la putere sirian și cum sunt multe altele, cu care tocmai politica NATO îți interzice, ca să spun așa, să poți negocieri sau un dialog la nivel la nivel oficial. Pentru că asta ar fi o formă de legitimare a conducerii acelui stat, dar nu poți, adică de acolo vin pericolele în momentul în care ai decis că acel stat este un pericol internațional, de-aia este paria. Să -l nu poți să-l ignori. Uh, trebuie să-l iei în seamă. Și atunci, cum îl iei în seamă? Prin acești oameni care își asumă uh, riscuri semnificative, având în vedere că automat nu beneficiază de niciun fel de protecție, din moment ce nu ai relații diplomatice uh, sau cel puțin, în niciun caz, relații bune cu statul uh, împricinat, uh, care, a, a căror misiune este tocmai asta, să vadă și să semnaleze acasă dacă există un anumit tip de activitate care poate deversa, să spunem la noi, dacă lucrurile ajung la un moment dat la un stadiu critic, pentru că nu vrei să te ia prin surprindere niciun potențial război, nici, știu eu, niște rețele de trafic de droguri care la un moment dat capătă mai multă putere decât până acum, iar noi suntem pe drumul traficului de Mătăsii droguri către vest. De altă natură. Exact. Da, bine, în chestiunea asta cred că se înscrie foarte bine și criza euro și alte amenințări de ordinul economic, dar pentru că dosarul se ocupă cu precădere de, de chestiunile de, de spionaj pe plan extern, exact. este un, un interviu extrem de amplu și foarte interesant, chiar când am să vă, să vă dau din casă în acest moment când vorbeam cu Mircea Vasilescu la telefon despre dosar, m-a asigurat că... Se citește ușor și cu sufletul la gură și chiar așa este. Chiar se citește ca un, un roman foarte, foarte bun. Interviul este um, greitor în multe aspecte pentru meseria de spion. Înainte de a ajunge însă la, la, acest, uh, la acest subiect pe plan extern, pentru că uh, s-a deschis tema pe plan intern, aș vrea să vă întreb, uh, ultima dată când s-a vorbit foarte mult de serviciile secrete în România, extrem de recent, a fost în cazul Old Kim. În cazul Old Kim, atunci serviciile secrete au făcut 192 de informări, dacă mi-aduc bine aminte, către instituțiile statului despre situația de la Old Kim. Pe de altă parte, ne aducem aminte, de exemplu, și că președintele Traian Băsescu a inclus corupția în strategia națională, în strategia de securitate a țării și că acest fenomen se discută în CSAT, de-a dreptul. Și vreau să vă întreb dacă vi se pare că este necesar ca serviciile secrete să fie atât de active pe plan intern la un moment dat, tu îmi spuneai Oana mai devreme că nu ne ajunge poliția, nu, nu, e suficientă. În chestiunea asta mai trebuie să discutăm și despre procurori, pentru că în fond și la urmă ei instrumentează cazul cu ajutorul poliției. Dar e nevoie în România să fie serviciile atât de implicate pe orice se întâmplă în plan intern? Practic e un fel de, un fel de free pass să vă faceți de cap în cam tot ce înseamnă societatea românească. Eu nu știu dacă e așa. Acum, -o, dincolo de, cum spunea și Oana Popescu, să nu fim suspicioși, dar vigilenți. Nu cred că trebuie să trăim veșnic cu senzația că băieții ăștia au libertatea de a face orice și de a-și băga nasul oriunde. Există totuși o legislație pe tema asta. Ei au dreptul să se amestece în anumite tipuri de probleme și de cazuri. Și au, niște, și au niște mijloace specifice de a obține informațiile și o ierarhie bine stabilită și un mecanism de funcționare. Dar dacă problema le mențin, e dacă problema le mențin este... în legalitate, trebuie să parcurgă același drum pe care l-a parcurge și un procuror. Trebuie sigur. să ducă la judecători, să ceară un mandat și sigur, sigur. Da, etc., etc. să Adică vorbim de, de problema domenii este... atât de vaste și îmi cer scuze că da. vă întrerup. Uh, Old Kim, domeniu economic. Îmi aduc aminte de operațiunea din vămi. Da, Când vame și aceia, 100 da. și nu știu câți au fost arestați Lucru care mai mult ne-a dăunat în chestiunea Schengen Decât ne-a făcut o imagine bună Așa care, pe mine mă surprinde altceva Că de atunci n-am mai auzit nimic despre povestea da, nu... aia Care pornise așa exact, amplu, exact. baban Exact, da? aia a fost instrumentată tot de serie. Se vehiculează, e drept neoficial Dar am auzit-o din mai multe părți Și conform teoriei jurnalistice pot să spun Pe surse neoficiale Confirmate peste trei Că vreo 80% din dosarele de corupție din România sunt, de fapt, și de drept instrumentate de SRI și puse pe masa procurorilor. Deci, e nevoie să fie atât de vast spectrul? Păi eu nu știu. Dacă, nu știu, o, un eveniment cultural are de-a face cu siguranța națională, se poate duce un om de la SRI acolo să obțină niște informații. Eu cred că asta e, de fapt, problema. Nu mi se pare... termenul de siguranță națională? Exact, exact. Aha. Ei trebuie să se încadreze în chestia asta. Dacă pentru asta trebuie să culeagă informații în legătură cu, privatiza... cu o privatizare sau cu o chestiune economică sau cu una, știu eu, din exemplele pe care le-ați dat, de altă natură, mi se pare planul 2. Problema este dacă, de exemplu, o privatizare are de-a face cu siguranța națională. Dacă, nu știu, o organizație criminală vrea să spele bani acolo sau să uh, se deghizeze în mari investitori care vor cumpăra chestia aia, da, de ce nu? Problema mie mi se pare alta. Uh, sau pe lângă Eventualele posibile abuzuri, da, asta e treaba instituției să-și regleze chestiile interne. Dacă un ofițer face ce nu trebuie, ok. Au mai fost cazuri de ofițeri SRI și au apărut la suprafață, care s-au băgat unde nu trebuia și, ok, să. a Da, aici mă da, scuzați, problema va... mi se pare numai, și numai ca să uh, vă uh, răspund la, la punctul ăsta. Uh, sincer, aici uh, aș avea o problemă exact cu ideea că instituția trebuie să se autoregleze. Păi și dacă nu se autoreglează sau dacă nu are interesul. Problema în România, cred că nu este neapărat cu spectrul, pentru că mm. el e foarte greu de definit. Evident. Până la urmă, poți să bagi orice sub umbrela de securitate Tot națională, dacă Tot vrei. Uh, noi avem o problemă cu capacitatea instituțiilor de a se uh, balansa, de a se echilibra uh, între ele. De aia mm. e separația puterilor în stat, ca să poată fiecare să o controleze pe cealaltă. Bine, am, uh, am văzut asta când Parlamentul uh, a votat uh, împotriva... Decizii în alte curți de casă, și justiție? Nu, nu nu numai asta, dar fix pe subiectul ăsta, comisia uh, care este însărcinată în Parlament cu, cu supravegherea, controlul, cu controlul serviciilor, serviciilor informații, de informații, nu are acces la fix niciun fel de informații. Deci nu are. Uh, e e chestie văzută. Am, am lucrat, am fost consiliat pe politica externă al președintelui Senatului. Am văzut cât de lipsit de instrumente este Parlamentul pe relații externe, de exemplu, dacă vrei la Parlament să obții niște informații, că ai o vizită oficială, ai nu contează. O implicare a Senatului, de exemplu, care are atribuții, e cameră cu atribuții de politică externă. Informațiile ți le iei de la Ministerul de Externe. Păi da' tu trebuie să supraveghezi în principiu Ministerul de Externe. Cum să supraveghezi activitatea Ministerului dacă tu n-ai propriile instrumente? Deci problema mea este tocmai cu faptul că nu sunt liniștită și cred că trebuie să fim vigilenți pentru că nu are cine să supravegheze activitatea acestor instituții. Ele că... ar putea fi foarte profesioniste altfel. Din câte știu, membrii Comisiilor Parlamentare de Supraveghere a Serviciilor Secrete mai au și o problemă cu certificatele ORNIS care nu li se eliberează sau li se eliberează pe niște, pe niște niveluri de acces extrem de reduse unde practic nu poate să facă nimica. Lucru pe care l-am aflat de la unii membri ai unor comisii. A, ok, dar asta... Uh, aș avea, aș avea două lucruri scurte de, de spus. E o problemă și ce se face cu informația de către beneficiarii informațiilor. Deci, cum, oamenii pot să fie foarte profesioniști și să pună pe masă exact ce trebuie. Uh, și cum trebuie. Ce se face mai departe, nu mai e treaba lor și nu e decizia lor. Unu. Doi. Dacă... Uh, e așa cum spune Ana Popescu, asta nu e o problemă a serviciilor în sine, ci e o problemă de legislație, de control parlamentar, ce se poate și ce nu se poate face. Pentru că iarăși oamenii... Bun, în orice caz, eu am în dosarul de față, m-a interesat exclusiv ceea ce se cheamă în mod tradițional și într-un limbaj, cum să spun, curent, spion, pentru că oficial nu sunt denumiți așa în administrativ, legislativ și așa mai departe, au diverse alte formule, ofițer de informații, nici serviciile în sine, asta e oarecum amuzant. În nicio țară nu se numește explicit serviciu de spionaj, se numește serviciu de informații, departament, nu știu de care, în fine. Dar cuvântul spion și spionaj e mai degrabă termenul popular, curent, să zic așa. L-am ales tocmai de-aia, pentru că ăsta e cuvântul pe care îl știe lumea ca să mă exprim simplu, chiar dacă ei se numesc ofițeri, agenți, sunt o felul de ierarhii și de, de grade. Dar mai interesează exact ceea ce spunea Ana Popescu, oamenii ăștia care se duc undeva, eventual într-un teritoriu cu care nu suntem prieteni, și trebuie să funcționeze acolo și să facă o anumită treabă. De multe ori singuri. Despre lucrurile astea, oamenii știu mai degrabă din majoritatea oamenilor, Știu din filme ceea ce știu, sau cred că știu Sigur că, așa îmi spuneau și cei doi... El și ea El și ea, <laughs> ea da, evident e, El și ea, cei doi agenți care cei au acceptat să doi, cei de a doi -a. da, Cei doi oameni cu care am stat de vorbă Și care, dincolo de ce scrie acolo, sunt niște oameni de foarte bună calitate intelectuală și... Asta mă interesa, e, a fost o plăcere să stai de vorbă, în general. Dar e, asta am și spuneau întrebare, bun, mi-au explicat cum se face pregătirea, că ai în spate o echipă, e, fiecare știe foarte bine ce are de făcut, totul se planifică până la ultimul detaliu, chiar, chiar până la detalii la care noi ceilalți nu ne-am fi gândit că trebuie luate în seamă. Și totuși, și totuși am întrebat eu, e, la un moment dat, un om e undeva, într-un în capătul lumii și are de făcut un lucru și de luat o decizie singur. Cum se simte singurătatea din meseria dumneavoastră? În... Se simte, se simte, mi-au spus. Chiar dacă ai în spate o echipă, un aparat, o centrală, așa cum vedem și în filme, nu, nu ești niciodată abandonat. Știi că și dacă eșuezi, ceilalți vor face ceva pentru tine, dar se simte singurătatea asta. Asta e foarte interesant de, de discutat. Pe de altă parte, un, eu i-am întrebat-o intenționat. Le-am pus pe masă întrebări care reproduceau, de fapt, clișeele noastre curente, văzute din filme, din romane de spionaj și așa mai departe. Eu am întrebat și despre Bond. Nu am apucat să spun bine Bond. Eu sunt fan James Bond. Și mi-au spus, da, și noi. Ne uităm cu mare plăcere. E captivant. Zice, da. Um, era înainte împărțirea între așa da și așa nu. Bond e la așa nu. Zice, pentru că pe bună dreptate, chestiune la care noi nu ne gândim. Un spion trebuie să treacă neobs să facă tot posibilul să treacă neobservat. Da, Or, să, bond pe unde să se, se vine cu mașina și cu Exact, pe unde se duce, este în evidență. Și... E, nu e nimic spectaculos, de fapt, în această meserie, așa cum vedem în filme. E multă muncă de rutină, e multă, evident, inteligență la mijloc, E multă creativitate pentru că trebuie să inventezi soluții, planuri. E multă psihologie pentru că, până la urmă, stai de vorbă cu niște oameni și ce trebuie, pe scurt, să faci? Să-i determini pe alții să-și trădeze țara și să-ți livreze niște informații de care ai nevoie. Conștient sau inconștient? Conștient, inconștient, sigur. Poți să-l și manipulezi, poți să-l și. Spuneți-mi, vă rog, de curiozitate pe parcursul interviului, care presupun că a durat totuși ceva, da. de câte ori vi s-a spus asta e off the record? Sau la asta nu putem să răspundem? Uh... Sau dacă răspunde la asta, va trebui să te <laughs> <Sau> așa, <laughs> Nu, no, am scăpat cu viața. Dovada. Suntem în direct, apropo. Cred, e că, live. cred că o dată sau de două ori. Uh... Cam atât. Acum, uh... Eu râdeam puțin de mine când făceam planuri de interviu și mă gândeam, bun, cu ce trebuie să mă duc eu acolo, cum trebuie să mă pregătesc. Și mi-a venit să râd așa un pic. Domnule, voi sta de vorbă cu niște oameni care sunt antrenați da? să răspundă la întrebări, sunt antrenați și pentru situația, de altfel mi s-a dat un asemenea exemplu, l-am și reprodus acolo cu un om care într-o țară, din asta nu mi s-a spus țara și, și dacă mi se spunea, nu o spuneam eu acum. <laughs> într-o țară din, unde orice străin e suspect, cum era și la noi pe vremea lui Ceaușescu, străinii odată intrați în țară, erau urmăriți, verificați și așa mai departe. E un om de acolo a fost pur și simplu luat de pe stradă, chiar ca în filme, dus undeva la marginea orașului și lua la întrebări cine e și ce caută. El fiind diplomat, de-al nostru. Da? Așa cum și la noi toți străinii erau bănuiți că sunt spioni, așa și acolo. Deci, bun, și omul a rezistat și a spus că asta e, sunt diplomat, vreau să vorbesc cu consulul. Sunt antrenat și pentru asta. Păi ce să întrebe, ce pot să speri că vei obține de la astfel de oameni încercând să-i încui, să le pui întrebări încuietoare, ce să le pui. Da, nu avea asta? niciun rost. Dar cum te pregătești altă... pentru un asemenea interviu? Te pregătești uh, cum să zic, conspectând eu cel puțin așa am făcut, conspectând din cărți din, uh, și de ficțiune și de non-ficțiune că sunt și multe cărți cu o bază documentară de la amintirea ale unor foști spioni până la, știu eu, cărți scrise de istorici sau de alții pe teme de astea și punând cap la cap clișeele curente despre această meserie, că, în definitiv, eu atât mi-am propus să fac, nimic mai mult. Să vorbesc despre viața reală și normală a acestor oameni. Să încerc să, chiar dacă se poate, să deconstruiesc puțin mitul ăsta al existenței duble. Răzând cumva, le-am și, le și spus la un moment dat sunteți un fel de Dr. Jekyll și Mr. Hyde, pentru că ei lucrează sub acoperire, au capătă niște nume de serviciu, nu se fac tot fel. Și atunci, care e identitatea reală? A, nu uităm identitatea reală, ni s-a spus, ba chiar cu, cu, cu puțin umor, mi-au dat acest exemplu, ce sigur, uneori când plătești cu cardul și trebuie să semnezi repede bonul, te gândești o clipă cu ce nume nu trebuie să semnezi, nu? Dar în rest, nu. Niciun Dr. Jekyll și Mr. Hyde nici vorbă de așa ceva. Suntem antrenați pentru toate astea. Suntem pregătiți pentru, toate aceste lucruri. Și pregătirea durează mult. Uh, unii spun, din cei cu care am stat de vorbă, mi-au spus că, mă rog, 5-6 ani, alții mi-au spus, nu, de vi cu adevărat un spion bun după cel puțin 10 ani. Când capeți și o experiență a cazurilor și când ai în memorie tot felul de situații ale tale, ale altora, și poți să uh, funcționezi autonom. Uh, nu trebuie să gândească alții 2-3 inși pentru tine de acasă, din centrală, ca să-ți faci tu treaba acolo. Am să mă fac acum că am uitat povestea pe care am spus-o la, spus la, începutul emisiunii și că întreb în necunoștință de cauză, dar unde este partea glamour, unde e partea bling-bling, unde sunt gadgeturile, unde e stilou care trage cu laser, unde e, Nu, adică... Alea sunt, nu, alea sunt. Adică, hai, poate stilou care trage cu laser, nu, dar tot felul de tehnică de ascultare, de fotografiere, de înregistrare, de, mă rog, Alea sunt. Asta o fi partea de Bling Bling. Nu știu. Probabil că oricui îi place să se joace cu jucării din astea. Uh, dar nu, exact cum uh, se vorbea și mai devreme. Nu, nu, nu e partea de James Bond. Uh, chiar uh, primesc uh, acum. Uh, un, un articol uh, pe Facebook de la o prietenă care, uh, care e din presa britanică și unde și britanici și mai six sub britanic spune James Bond e foarte bun pentru morala trupelor, ca să zic așa, dar seamănă mult mai mult ai noștri cu George Smiley al lui John Le care care este uh, din asta uh, nevăzut, un uh, da. total insipid. Uh, nu, nu e, uh, probabil partea de glam, uh, e mai degrabă pentru cei din afară, dacă ajung, când ajung la un moment dat în contact cu acest tip de situații. Uh, mi s-a povestit, nu, nu am văzut direct, dar mi s-a povestit de către o sursă de mare încredere, uh, cam cum se, se desfășoară, de pildă, un, un tip de uh, misiune pe care o au ai noștri în Afganistan-Irak. Suntem foarte buni pe partea de inteligență uh, în, în Afganistan și Irak. E un lucru destul de puțin menționat de către partenerii străini, de exemplu, de către britanici americani, uh, când uh, este apreciată activitatea trupelor noastre, dar uh, trebuie menționat că suntem foarte buni uh, pentru că ne ducem în zonele cele mai periculoase. Și suntem foarte buni pentru că suntem buni pe intelligence. Uh, și îmi povestea cineva că a avut șocul de a cunoaște, fără să știe nimic în plus despre identitatea persoanei și așa mai departe. Uh, un vânzător de oale și ligheane de plastic și tot felul de unelte din astea de bucătărie și casnice în uh, Afganistan, în nordul Afganistanului, uh, cu barbă cu ochi oarecum albaștri, că așa sunt afganii, brunet, culoare locală, îmbrăcat exact la fel, în picioarele goale, vorbind limba locală fără niciun fel de probleme, după care a constatat că la fel de bine vorbea română și că era român. N-a aflat niciodată ce face exact acolo individul respectiv, dar cam așa ceva făcea. Deci asta pentru a, pentru a înțelege un pic cum funcționează chestia asta cu identitatea și cu cum, cum se desfășoară. Sigur, nu toate misiunile sunt așa, dar există și așa ceva. Iar faptul că suntem buni la asta ne, ne face extraordinar de valoroși pentru partenerii occidentali. Aici e de, e de vorbit apropo de pregătire, e, e un lucru un pic paradoxal cu un cu bune și cu rele, anume faptul că în serviciile secrete, iată, chiar experiența arată că uh, serviciile noastre sunt uh, foarte bune, inclusiv pe partea de pregătire psihologică, de tot ce ține. Uh, acest tip de singurătate, de, de a trăi o viață dublă, riscuri, presiune și așa mai Stress. departe. Stres, evident. Să, uh, spune, să spunem aici un lucru pe care îl spun el și ea în interviul din dosarul Dilema, uh, faptul că nimeni nu-i acceptat sub un IQ de 120. Exact. Iată, uh, da. În faza uh, de pregătire, nu că în garantează să ajunge. Și, și bineînțeles că testele care țin de, de profil sunt, sunt multe și trebuie să treci prin toate ca să ajungi acolo. Dar odată a ajuns și pregătirea este la înălțime și e remarcabil că e așa. În același timp, însă, iată că nu același tip de performanță este atins în alte, în alte meserii care, haideți să zicem că au elemente similare. În armată, de exemplu, din nou, pregătirea este foarte bună, suntem foarte buni la asta, dar pe partea de pregătire psihologică, de pildă, în ce privește debrief-ul, cum se spune, când se întorc acasă și când există de la sindrom de stres post-traumatic și tot ce ține de experiența vieții acolo și reintegrare... De militarii care au fost în misiuni, de care au fost în misiuni externe. Încă foarte puțin se face la noi. Uh, parțial ne descurcăm mai bine decât uh, americanii care se sinucid și așa mai departe. De ce? Pentru că, pentru că națiile care trec prin crize și da. dificultăți în mod repetat, istoric și pe o perioadă lungă au o reziliență mai mare. Uh, dar mă întreb totuși de ce un tip de expertiză care iată că există în zona serviciilor nu este transferat suficient în armată care lucrează mult mai la suprafață uh, și de asemenea un tip de pregătire în ce privește negocierile, medierea, uh, foarte multe elemente care țin de diplomație nu sunt transferate în egală măsură la Ministerul de Externe. Uh, și tare suspectez aici că problema uh, nu e una la nivelul de jos uh, și diplomații noștri sunt foarte buni, probabil la fel de buni în meseria lor cum sunt, așa zici și spioni uh, din SIE sau din alte servicii secrete. Uh, mă tem că problema este la nivelul superior uh, și aici este teama că e minunat că sunt foarte buni uh, cei din servicii, nu mă mai liniștește la fel când văd că sunt din ce în ce mai folosiți Uh, inclusiv în zona de diplomație că de multe ori din păcate în ultimii ani cu cât s-a acutizat uh, cu cât s-au acutizat divergențele între Cotroceni și Ministerul de Externe comunicarea se face pe canale predilecte. Ministerul de Externe preferă să și concentreze activitatea în mâna diplomaților, Cotroceniul preferă să folosească inclusiv canale alternative gen uh, SIE. și uh, Aici se întâmplă o mare problemă când încep să apară suprapuneri, pentru că, într-adevăr, serviciile sunt mai ușor de controlat. Acolo este o chestie extrem de ierarhică, extrem de strictă, fiind mult mai puțin transparent, ai o marjă de manevră mare. Și aici începe să mă îngrijoreze când niște oameni extrem de buni și profesioniști sunt folosiți eventual de către nivelul superior de conducere indiferent care e acela, uh, tocmai pentru că sunt buni și canibalizează ceea ce ar trebui să facă alții. Da, serviciile ce... sunt structuri militarizate în continuare, ordinul e legea, acolo democrația se termină la poarta instituției, dar probabil este și normal să fie așa și nu degeaba se spune că peștele de la cap se împute. Dar, având în vedere, uh, și aici poate dezvolui motivul pentru care, în, în, cu ani în urmă, cu riscul de a părea poate mai puțin patriot am refuzat acea ofertă. Salarizarea nu e cine știe ce. Nu te îmbogățești nu din nu meseria este. asta. Nu, o spun, nu o spun și el și ea. mi îmi place să spun el și ea în emisiunea asta. Foarte <laughs> mult. În, da, o spun, în, în o interviu. spun. Uh, Dar atunci aș... Și în acest context continui întrebarea cu ce te determină să te faci pion? Asta era și curiozitatea mea, pentru că da, au spus foarte deschis cine vine aici și crede că se va îmbogăți greșește, nu are ce căuta, nici vorba de așa ceva. Sunt mai multe lucruri care intră în joc și e important și ce fel de oameni, că stai e, un, ce fel de oameni vin și bat la ușă și își depun CV-ul și vor să intre în acest sistem și ce alegeți. E foarte complicat. Povestea e foarte complexă. Se urmăresc niște oameni care să aibă, evident, anumite însușiri, ele sunt enumerate acolo, de la atenție și memorie până la capacitatea de a real socializa, de a real relaționa. IQ-ul este condiție de bază, dacă nu ai peste un anumit nivel, nici nu ai ce să discuți mai departe. Dar problema este de a găsi, asta mi s-a explicat, acest mecanism, problema de a, de a găsi la un om anumite însușiri care să meargă bine împreună. Uh, îmi dădeau și exemple de uh, inși care au fost nemulțumiți, Și care n-au înțeles de ce au fost respinși. Uh, de pildă, un băiat înalt, drăguț, prezentabil, care socializa foarte bine și așa mai departe, foarte plăcut și așa mai departe, a fost respins, iar unul mititel și uh, pe care aproape nu-l bagi în seamă a fost primit. Și nu înțelegeau cum, adică de ce. Că uite ce bine socializezi și cu ce ușor aș putea eu să pătru nu știu unde. Nu, pentru că erau și alte calități care intrau în discuție și că pe care nu le întrunea. Apoi, bineînțeles că m-am dus și eu acolo cu ce știam din filme și cu ce crede lumea că știe. Și-am întrebat, dar inși cu plin de curaj și cu adrenalină nu-s buni? Și care vin aici pentru aventură și pentru... nu? Da, vin și din ăștia, mi s-a explicat, și care își scriu acolo în scrisoarea de intenție că vreau o, o muncă dinamică de teren. Zice, munca e dinamică, dar nu pe teren. E mult dinamism intelectual. Asta e din filme că te duci zglobiu pe nu știu unde și pleci în aventură, iar cât despre adrenalină, e periculoasă. Pentru că s-ar putea ca un serviciu advers să-i ofere mai multă adrenalină. Și atunci el pleacă imediat acolo pentru că acolo vrea să -și știe că poate să-și pună în joc mai bine uh, adrenalina și nevoia. plăcerea, exact, nevoia de aventură. Așa încât e o chestiune mult mai subtilă decât pare din, din afară. Cât despre. revin puțin la povestea cu stilou care trage cu laser și alte lucruri din astea. Uh, și legat de ceea ce spunea Oana Popescu, consecințele, așa cum militarii noștri rezistă mai bine, pentru că, să o spunem așa mai, mai simplu, sunt trecuți prin mai multe, într-o țară amărâtă, săracă și așa mai departe. Și în viața lor civilă, vreau să spun, în viața obișnuită, sunt confruntați cu niște greutăți. Așa și în cazul de față, mi s-a explicat că, spre deosebire de alte țări care au avut bani și tehnologie, au investit în tehnologie, noi fiind mai săraci, am investit în oameni. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care acum, cum spunea Ana Popescu, suntem foarte buni. Suntem foarte buni prin oameni. Și oamenii noștri fac niște lucruri pe care alții din alte țări, obișnuiți cu instrumente, conexe, tehnologie, sateliți și mai știu eu ce, nu știu să le facă sau nu mai știu să le facă. Pe când ai noștri le fac pentru că nu au avut nici tehnologie, nici bani, nici... Dotării senzaționale. Mai avem timp de o întrebare. Aș vrea să, să încheiem cu acest lucru. Mi-aduc aminte de pasajul atunci când am citit interviul cu el și ea în dosarul Dilema din această săptămână. Era vorba despre faptul că la un moment dat se poate ajunge la un moment în care agenții, să le spunem așa, sau spionii, da, uh, livrează. Informații, fac informările necesare și spun ei, da, și a, ați spus-o și dumneavoastră mai devreme, mai departe nu mai avem, nu mai avem niciun control. Noi dăm informația dacă cineva o, o ține cont de ea și acționează ca atare bine. Dacă nu, noi nu avem ce face. Mă gândesc la serviciile secrete din Germania, unde toate informările au pe spate un, un formular, uh -huh. un fel de tipizat, unde scrie clar. Cine a primit informația uh -huh. și ce a făcut cu ea? Uh -huh. La noi, din câte știu, nu există acest lucru. Și nu e oare frustrant ca oameni talentați, uh, implicați în meseria lor, care totuși... Ok, fac o serie de sacrificii în viața lor pentru Cicură. a face această meserie, da? Chiar dacă nu e atât de bling-bling și atât de... Începând de la faptul că n-au voie să aibă cont pe Facebook și pe Messenger. De exemplu, de exemplu. Ca să pornim de la un lucru, cum să spun, banal da. și care pentru noi a devenit... N-ar trebui să se facă și la noi ceva similar? ca În momentul în care există informările respective, cineva, dacă da, nu se folosește de ele... Probabil că ar trebui, nu știu. Ei îmi spuneau și șefilor, pentru că am vorbit și cu niște șefi de lor, oameni care au funcții de conducere, îmi spuneau că da, pot apărea frustrări. În momentul în care știi că ai obținut niște informații valoroase, ți-ai făcut datoria, le-ai pus pe masa cui trebuie și după și aia nu, nu s-a întâmplat nimic. nimic. Sigur că apar frustrări. După cum, în momentul în care pe notele lor, notele lor se întorc, și acolo e scris foarte bun, mai vreau detalii pe tema cutare, asta îi motivează. Evident. După cum mi s-a spus că îi motivează, de pildă, când într-o poziție oficială a României pe nu știu ce temă... Aud subiectul pe da, care... Ei da, ei își dau seama că la poziția aia a contribuit și micul detaliu pe care l-au furnizat ei în urmă cu șase luni sau cu un an. Dar din păcate, tocmai că Dar... cred că aud din ce în ce mai rar asta exact, și problema... asta se întâmplă în toate instituțiile, nu doar la exact, ei. Sunt convinsă exact. că e la fel de frustrant pentru diplomații, nu știi, care, repet, sunt sigur. foarte buni și asta nu se vede la nivelul politicii externe pe care o avem. Și multe alte instituții, de-aia ne pierdem în, în care oamenii nu sunt folosiți cum trebuie Una peste alta Deși pare un, un domeniu Și este un domeniu, sigur Cu totul aparte Multe dintre problemele lor sunt și ale altora Apropo de decizia rapidă I-am spus, bine, și când sunteți singuri La capătul lumii și trebuie în secunda aia Să luați o decizie, cum e? Zice, suntem atrenați pentru asta Dar ce, chirurgul nu trebuie să ia decizii rapide? deci da, avem planuri la un moment dat planul ți este dat peste cap de un element imprevizibil. Și cu chirurgii și cu alții se întâmplă la fel. Trebuie să schimbe lucrurile din mers. Deci, problema mai departe nu e a lor dacă acele informații... Sigur, ei trebuie să aibă încredere că informațiile lor vor fi folosite corect și în scopuri legale, că de au muncit pentru ele. Dar mai departe nu mai e problema lor, e problema noastră, a societății, a țării, a politicii, și de asta mi s-a părut interesant și util să vorbim despre această meserie, pentru că, revin acum de unde am plecat, în alte țări mai așezate decât a noastră, lumea în general știe ce sunt aceste servicii, de ce sunt ele bune, imaginea lor e mai degrabă pozitivă. La noi le sunt într-o oarecare ceață. Ar fi cazul să, cum să spun, să avem o atitudine normală față de, de astfel de servicii de informații pe care le are orice țară. Cred că ar fi cazul să avem o structură instituțională la nivel de țară mult mai bine articulată. Adică, repet, eu voi avea încredere, deci cunoscând mulți oameni din servicii care mi se par niște profesioniști extraordinari, aș avea încredere per total în servicii ca atare, în momentul în care voi avea încredere că există și instituțiile care să controleze, să supravegheze activitatea lor. Nu țin, bineînțeles, eu, cetățean, să știu ce se întâmplă acolo unde nu e cazul. Dar vreau să știu că cine trebuie să știe, știe. În momentul de față n-am acest tip de garanție. Și că cine trebuie să folosească informația chiar o folosește. Și nu folosește cineva care n-ar trebui să aibă acces la acea informație. Oana Popescu de la Think Tankul Global Focus, Mircea Vasilescu, redactor șef Dilema Veche, vă mulțumesc am pentru emisiunea extrem de plăcută, cum mi-a promis Mircea Vasilescu la telefon și emisiunea a trecut într-un suflet, nu numai citirea dosarului. Sper că v-ați simțit bine alături de noi, sper că veți citi dosarul ca și întreaga revistă Dilema Veche, vă reamintesc că a apărut astăzi, o găsiți la Chioșcuri și dacă nu pe dilemaveche.ro voi încheia această emisiune cu, din punctul meu de vedere și asta e, având în vedere că sunt stăpân pe acest lot la RFI, vă voi spune din punctul meu de vedere cel mai impresionant fragment din interviul cu el și ea din dosarul intitulat Meseria de Spion. Era vorba despre cum se duce viața dublă cu partenerul de viață și un răspuns din acel interviu spune așa Dacă spionul nu este în stare să menegereze relația cu partenerul de viață, cum va fi în stare să menegereze situațiile din teren? Așadar, încă un mit spulberat, zic eu, despre meseria de spion. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a Punerii pe Gânduri. Sunt Laurențiu Colintinanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca în fiecare săptămână să rămâneți pe gânduri. Punerea pe gânduri. Emisiune realizată de RFI și Dilema Veche.